Dragi telespectatori, avem onoarea să avem alături de noi pe pastorul Roy Olsen, președinte al Fundației Apa Vie. In the first, explain about your ministry in Romania and how you come in Romania. I came through to Romania in a very difficult time. Am ajuns în România în niște timpuri mai dificile. I was struggling with depression, despondency, despair and defeat. Mă luptam cu depresia, cu frângerile, cu frustrările mele. Because I lost my first wife. Motivul acestor probleme erau pentru că mi-am pierdut prima soție. So I left the church where I was pastoring. Am părăsit, din cauza acest motiv, am părăsit biserica pe care o păstoream. And I looked for another place, another way to minister. Și am început să caut un alt loc, într-un alt mod de a sluji pe Dumnezeu. After 2 years, I felt well enough, healed enough, to begin to preach and teach again. Și după 2 ani, am reînceput să predic și să învăț din nou. So I came with a group to Romania. Am ajuns în România împreună cu un grup. And after being here for 3 years, și după ce am stat în România timp de 3 ani, I met a wonderful Romanian church leader. Am întâlnit un lider de biserică, un om minunat. And I think you probably know him. His name is Ionel Tuțac. And he invited me to come back to Romania. Și probabil că și cunoașteți pe acest lider, numele lui este Ionel Tuțac și el m-a invitat să revin în România. And I accepted his invitation. Am acceptat invitația dânsului. And he sent me throughout Romania. Și el am revenit și el a început să mă trimită prin România. To any church that was a pocăit church. Și am început să merg să vizitez orice biserică care era o biserică creștină. And that was in 2003. Asta s-a întâmplat în anul 2003. And I have been here ever since. Și de atunci locuiesc în România din 2003. In 2004, în 2004, I knew in my spirit, eu am știut în duhul meu, that God wanted me here in Romania. Că Dumnezeu mă vrea aici în România. So I took all the money I had. Așa că am luat toți banii pe care aveam economisiți. And bought this property and house. Și am cumpărat cu acești bani proprietatea, casa aceasta. That today is Apa Vie. Care a devenit în cele din urmă ceea ce este astăzi Apa Vie. Did I answer your question? Yes. V-am răspuns la întrebare? Yes. We want to talk about Apa Vie ministry and your ministry. I would love to talk about Apa Vie and the ministry here. Îmi place să vorbesc despre lucrarea care are loc aici la Apa Vie. Suntem foarte binecuvântați aici. God has blessed us richly. Dumnezeu ne-a binecuvântat din plin. And we have built up the property. Am construit această locație. And today we do conferences here. Și în zi de astăzi aici au loc conferințe. We do camps for children. Avem tabere de copii. And teens. Și adolescenți. And we have a place where pastors and their wives and families can get away and just rest. Și avem un loc pentru pastori și soțiile lor unde pot veni și pot avea un timp de odihnă și relaxare. We have sleeping accommodations for about 50 children. Și avem locuri de dormit pentru aproximativ 50 de copii. And for people of my size. Și pentru oameni de mărimea mea. Maybe we have enough room for 15. Poate avem destul loc pentru 15. But we are very happy. Dar suntem foarte fericiți. And we are working with Romanian leaders. Și ne place să lucrăm cu liderii din România. And these leaders send us throughout the nation. Și acești lideri ne-au trimis de-a lungul
mai multor țări. To do conferences in churches. Și am avut acolo conferințe în diferite biserici. And to minister in the beautiful Romanian churches. Și de asemenea am avut ocazia să slujim în minunatele biserici din România. Throughout this wonderful country. Din aceste care au loc, care sunt în această țară minunată. And I like Romania. Îmi place România. Because in the United States where I come from. Pentru că țara de unde vin eu, Statele Unite. N-avem clătite. N-avem mititei și n-avem supă de pui. So, it's a pleasure to be here with my beautiful Romanian friends. Și este minunat să fiu aici în România împreună cu prietenii mei minunați. If you want to talk something about the vision, your vision, God vision, God give you a vision for this ministry. Yes, yes. God made it very clear to me that the key to Europe is Romania. Dumnezeu mi-a descoperit într-un mod foarte clar că cheia pentru cucerirea Europei pentru Hristos este România. I saw Romania as a lighthouse. Eu văd România ca pe un far, shining the light of the gospel throughout Europe. Care împrăștie lumina Evangheliei prin Europa. North to Norway and Poland and Germany. În partea de nord, Norvegia, Polonia, and, Germania. And west to Spain and France. În partea de vest, Spania, Franța. And south to Italy and Greece. În partea de sud, Italia, Grecia. And lighting the whole continent of Europe. Luminează chiar tot acest continent al Europei. And I believe that we have a small part in that. Și eu cred că avem și noi o mică parte în această lucrare. And we have been privileged to do conferences in Germany. Am avut privilegiul, binecuvântarea să avem conferințe, să facem conferințe în Germania. We have visited Austria. Am vizitat și Austria. And God, and we have visited Serbia. Am vizitat de asemenea și Serbia. So we have a small part in the great part. Like Alpha and Omega and other powerful television ministries to reach out into the continent of Europe, and that's my dream, that's my vision. Și aceasta este mica noastră contribuție alături de celelalte organizații mari ca și Alpha și Omega de a cuceri Europa pentru Domnul Iisus Hristos. And in the English language, în limba engleză, Jesus said, He that believeth on me, out of his innermost being shall flow rivers of living water or apa via. În limba engleză, noi citim în Biblia noastră ce spune Domnul Iisus Hristos, că cei care vor crede în mine din inima lor vor curge râuri de apă vie, ceea ce înseamnă și fundația noastră apa vie. And that's where we get the name apa vie from. Și acolo from. Avem și noi numele, apa vie. Rivers of living water. Râuri de apă vie. People can find God. Oamenii să-L găsească pe Dumnezeu. Experience the forgiveness, the love and joy. Și să experimenteze iertarea, dragostea. Jesus Christ, Domnului Hristos, and being filled with the Holy Spirit. Și să fie umplut cu Duhul Sfânt. And we minister in Baptist churches. Slujim în biserici baptiste. And we minister in Pentecostal churches. Slujim în biserici pentecostale. And we've even had opportunity to speak in an Orthodox church. Am avut ocazia să vorbesc chiar și într-o biserică ortodoxă. And I've noticed that not only Pentecostals are filled with the Holy Spirit. Și am experimentat lucrul acesta, nu numai pentecostalii sunt umpluți cu Duhul Sfânt. But those who truly follow Jesus. Și toți aceia care urmează cu adevărat pe Domnul Iisus. Are people who are led and by and filled with the magnificent Holy Spirit. Sunt oameni care sunt conduși și plini de Duhul Sfânt. And out of their lives. Și din viețile acestor oameni. Is a river. Curge un râu. Of apa via. In final, how contacts your ministry people look in this program and help you with this ministry? Well, we have possibly help and yes, contact. We have a email, of course, and we have a Facebook. Oamenii ne pot contacta pe noi la apa via prin email și prin adresa noastră de Facebook. On Facebook, you'll find us under my name, Roy E for Emmanuel, E Olsen, O-L-S-E-N. Pe Facebook ne găsiți la adresa Roy E de la Emmanuel Olsen.
And I'll give you my phone number. Vă dau și numărul meu de telefon. And I'll repeat it twice. O să-l repet de două ori. So that you can write it down. It's pentru ca să puteți nota. 0728 276 362. Now I'll repeat it in English. O să repetăm și în engleză. 0728 276 362. I would like to say something in closing. May I? Poți să spun ceva la încheiere? Like you, Brother Daniel, who is interviewing me here, I also, excuse me. Ca și dumneavoastră, frate Daniel, care îmi luați acest interviu, și eu de asemenea. I also have a degree in physics and mathematics. Am o diplomă în fizică și matematică. And it's my privilege and joy. Și este bucuria mea și privilegiul meu. To make it absolutely clear. Să fac un lucru absolut clar. That true science. Că știința adevărată. I'm not talking about philosophy. Nu vorbesc despre filozofie. I'm talking about cold, hard science. Eu vorbesc despre știința pură. Absolutely supports our faith in God and through Him in Jesus Christ. Știința pură suportă credința în Domnul Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. And more scientists, și din ce în ce mai mulți oameni de știință, as they study the magnificent cosmos, când studiază acest cosmos minunat, on the grand scale, la o scară mare, to the information that is contained within the DNA molecule, și merg până la moleculele care le conțin ADN-ul, it absolutely confirms that there is a God. Confirmă adevărul absolut și anume acela că există Dumnezeu. And if there is no God, pentru că dacă n-ar exista Dumnezeu, where did the universe come from? Ar trebui să ne punem întrebarea de unde a venit universul. Because science absolutely declares today that the universe had a beginning. Pentru că știința declară astăzi faptul că universul are un început. And that means there was a creator. Și asta înseamnă că a avut parte de un creator. Just exactly what the Bible says. Exact ce spune Biblia. In the beginning, la început, God Dumnezeu created the heavens and a earth. Creat cerurile și pământul. Thank you for this opportunity. Mulțumesc pentru această ocazie. And God bless you. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze. God bless you and God bless your ministry. Thank you. Amen.